Deci, clasa, ce avem noi? Noi știm că avem 30 de grade latitudine nordică și acum fiecare în caietel individual cu ajutorul atlasului identificați, vă rog frumos, și calculați longitudinea. Haideți mai repejor că noi de mult trebuie să trecem acest capitol. Nu mă întrebi unde am fost. Ce să-i spun? Că am stat după ușă și am așteptat să treacă mai mult timp din lecții? Aha! Bună ziua! Mă scuzați întârziere. Doar priviți clasa, atenție! Ia uitați-vă cine a venit la noi! Împăratul nostru, Maria voastră! Ne scuzați, noi nu am reușit să ne pregătim să vă botem cu golaci și sare în clasă. Dumitri, tu unde ai fost? 25 de minute din lecție au trecut! Eu n-am înțeles, tu știi, de prin preșcoală, adică cât toți elevii lucrează, tu ne întârzi cu 25 de minute? Unde ai fost? Eu te întreb, explicație, aștept! Așa ciut ca să mă întrebi. Eu acum și să-i spun. Eu am fost la liceu. La liceu, da? La liceu. Dar pauza pentru cine e făcută? 25 de minute tu ai fost la liceu? Mai întrebați-mă încă ce am făcut acolo. Nu se poate strica odată la loc și gata, fără atâtea întrebări. Da, 25 de minute. Vă rog frumos, se poate strica la loc și gata. Gata, trăiești așa de la loc, eu nu vreau să mai aud. Eu pur și simplu n-am cuvinte. Dar să știi că data viitoare eu în clasă nu te primesc. Îmi stai după ușă toată lecția și apoi te duci la director, la dirigență, singur te clarifici. Gata, eu nu vă de acum. Data viitoare eu nu te mai primesc în clasă. Așa este. Ei, dar nișinii. Oricum eu atâta timp stau după ușă și aștept ca să treacă mai mult timp din lecții. Plus la asta de acum de 4 ani tot mă primești în clasă. Așa, cât e ora? Ora 10. Dar acum tot ora 10. Da, hai, odată, treci mai repede timpule. O, ora 10 minute? Cât interesant a rămas până la pauză. Nu, acum cât timp a trecut? De acum e ora 7 minute. Și 8. Și repede. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, da! Gata, o sunat! În sfârșit. Eu n-am înțeles. Dar e încă și vorghește. O sunat! Gata, o sunat! Eu vreau la pauză! Ei, alo! Oameni, o sunat! Clopoțel, o sunat! Poate să o întreb? Nu. Doamna Natalia, dar care e tema pentru acasă? De acum a fost unitul de tocmai 2 secunde, da? Și avem... A sunat, da? A sunat. De 2 secunde a sunat. Adică tu mai ai încă obraz, mai ai încă rușine, mai ai simț să-mi spui mie că a sunat? Dar tu nu ți-aduci aminte că tu ne-ai venit cu 25 de minute mai târziu la lecție? Adică asta nu-i nimic, da? Gata, copii, toți au scris tema pentru acasă, ieșiți în pauză. Dumitru stă în clasă singur, eu țin cui? Eu când vin, tu să-mi fie aici. Eu n-am înțeles, dar păi și cu asta, nu? Tu și ești, dar fii acasă oricum. Două secunde au trecut de acum, de când au sunat. Doamne ferește, ați să muriți. Gata, stai în clasă. Deși, nu așa nu-i cinstit, șarpe. Șobolan. Bine, da, eu stau în clasă. Urăsc. Așa frumos, trebuie să mă așez. Unghiile mele, să le arăt la toți coafura mea. Speram că toți să uite și să observe că eu am coafură nouă. Salut, cu toți trebuie să mă salut. Mua, salut! Și părul mi-l aranjez frumos. Acum, atent, trebuie să scot o oglindă din geantă ca tot să uite la mine. Pop, așa. Nu-ți mă uite așa la mine, eu înțeleg că ești frumoasă, dar nu-ți mă uite așa la mine. Gata, eu văd cum tu-ți uiți la mine. Lena, eu uite cum se uită Vadim la mine, tu vezi? 100% le place de mine, nu e ca tu vezi cu așa niște ochi, oi? Cum adică simplu să uite? Cum adică și la tine așa să uite? Nu, el altfel să uite, el să uite cu iubire, cu apreciere, le place, tu înțelegi? Te-am înțeles, dar gata, eu credeam că tu ești prietena mea. Urăsc. Dar mie ce, mie pur și simplu invidioasă pe mine, că eu sunt frumoasă, dar ei urâte. Așa la toți arăt parfumul meu, frumos, așa. Ce miros, Doamne. O să miroase la mine frumos și toți uite la mine, dacă eu sunt frumoasă. Acum mă prefac nimeni, tot pe toți.
Eu singură, eu sunt frumoasă. Așa mă dau cu pomadă. Vedeți, eu am pomadă. Atât să uite. Hai așa. Dar nu mă uitați așa la mine. Gata, vă ajuns eu. Vă zic la profesoare. Eu nu pot nică să fac. Gata. Nu vă mă uitați așa la mine. Hopa, hopa, cineva azi are dispoziție bună? N-am înțeles, dar și cu gălăgia asta în clasă. Doamne, și te-ți țipă. Și cum prima matematică? Nu, 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 cum prima matematică? Prima doar era educația fizică. Nu, 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 de și numai nu matematică. Nu poate totuși educația fizică. Nu, nu, numai nu matematică. Nu, de și. Și acum și să fac, eu n-am nici caiet, nici nică. Are și nevoie foaie. Eee, alo, oameni? Mulțumesc. Așa, gata, caiet este. Hopa, frumos. Da pix. Da pix și noi? Da pix. Bun, iar șerim. Da pix. Are și nevoie un pix. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. O, gata. Și pix este. Acum bine. N-am înțeles. O trecut eu cu 10 minute. Și profesoarea nu vine? O, spate scoși telefonul, spate jucat în telefon, dar păi și nu vine. Aia, prinzi-i. Opa, în dreapta, în stângă, hăi, hăi, hăi. Bună ziua, dragi elevi, în partea rău dintre ziere, mă scuzați un pic, eu m-am reținut la domnul director în cabinet, da. Haideți, eu sunt în clasă, deja începem lecția, vă rog frumos, liniște. Și, a venit! Uf, nici n-am văzut-o, așa are telefon ascuns. O, curat, curat, gata. Eu sunt elev disciplinat. Unde-s, doamne, unde-s, a? A, slalic, nu deși. Am crezut că s-a acasă, ușideți mă șneva. Doamne, eu vreau să mor, eu nu mai pot așa. Școala asta, întrebi în tare. Așa, hai să verificăm ce mai avea de o casă. La tablă va trece. La tablă va trece, hai să mă după catalog. La tablă va trece... Nu, 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 care tablă? Numai nu eu, eu timp pentru că asta n-am făcut, numai nu eu. Gata, eu nu să ieși, eu nu o să... O să treacă Alexandru la noi la tablă, el are puține noții, hai Alexandru, ți-e scol, hai, fugulița la tablă! Eu nu m-am pregătit. Și acum să-mi pună doi, precis! N-am înțeles, cum adică am te-ai pregătit? Cum azi, tu vrei să-mi spui că n-ai făcut seama pentru o casă? Dar eu pentru cine dau seama pentru o casă? Eu și eu trebuie să o efectuiez? Eu n-am înțeles. Voi unde vine, la distracție sau la școală? Eu chiar acum îți pun nota 2 în catalog, deoarece tu o meriți. Și așa ai note negative, nici una pozitivă ai. Mai mare de 7, tu note nu ai. Și tu încă acum nu te pregătești. Așa șansă să mărești notele și tu stai și trândăvești. Dacă lenos ești. Gata, eu ți-am pus nota 2. Iar nota 2. Așa și-am știut și acum sună pe mama, pe tata, ca întotdeauna. Și mă satură.